Au început înscrierile pentru concursul național de titularizare, perioadă care se va încheia în data de 17 mai. În județul Hunedoara, Inspectoratul Școlar a scos la concurs 80 de posturi titularizabile și 911 posturi pentru suplinitori, posturi întregi, dar și fracțiuni de normă. Cele mai multe posturi titularizabile scoase la concurs sunt pentru catedrele de învățător, 12, muzică instrumentală, 15 și educatoare, 27. Lista publicată pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, la topicul titularizare 2023, regăsim un număr de 80 de posturi titularizabile, deci sunt cu viabilitate 4 ani. Cele mai multe sunt pentru posturi de învățător, exact 12, posturi de educatoare, 26, și muzică instrumentală, 15. Pentru suplinire sau contract de muncă pe perioadă determinată, regăsim un număr de 911 posturi întregi, dar și fracțiuni de normă. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, candidații trebuie să obțină minimum nota 5, atât la proba scrisă, cât și la inspecție. Îi așteptăm pe toți cei interesați care îndeplinesc condițiile de studii și ce aș dori să mai spun, faptul că în cadrul concursului se susțin două probe, este vorba de inspecția specială la clasă, dar și proba scrisă. Inspecția specială la clasă se va desfășura în conformitate cu graficul afișat de către Comisia Județeană. Graficul se va afișa în data de 23 mai, bineînțeles până la încheierea cursurilor, iar proba scrisă va avea loc în data de 12 iulie 2023.